Și o informație de ultimă oră, pompierii români pleacă din nou în Grecia pentru a participa la stingerea unui incendiu de lângă Atena, care arde de 5 zile. Sunt mai mulți acum, 142 de pompieri din 8 județe. Jurnalistul Digi24, Valentin Stan, știe mai multe. Da, bună seara, Claudiu. Este de departe cel mai mare ajutor pe care țara noastră îl dă într-o astfel de situație în cazul unor incendii de vegetație. 142 de pompieri, de militari vor pleca mâine din București și vor merge în nordul Atenei, în provincia Atica. În ultimele zile acolo au izbucnit noi focare, sunt incendii extrem de violente. Acestea sunt informațiile pe care le-au primit militarii noștri după amiază. Mâine ar trebui să plece pompierii cu 28 de autospeciale, un număr record. Sunt autospeciale folosite pentru astfel de situații, pentru incendii de vegetație. Înțelegem din partea autorităților că unii dintre militarii care vor pleca mâine din nou în Grecia sunt cei care au fost și în ultimele două săptămâni pe insula Evia, au experiență în astfel de situații și tocmai de aceea au fost chemați din nou la datorie. Sunt pompieri chemați din 8 județe. În urmă cu aproximativ o oră a fost făcută această chemare. Unii militari deja sunt pe drum spre București. Se vor strânge toți la Centrul Național de la Ciolpani, iar de acolo vor pleca în coloană către Grecia. O nouă misiune de stingere, această intervenție este făcută în baza mecanismului de protecție civilă. Grecia a cerut din nou ajutor și nu doar României, ci mai multor țări din Uniunea Europeană. 10 zile vor rămâne pompierii români în Grecia, însă dacă situația nu se îmbunătățește, atunci misiunea lor ar putea să fie prelungită. Mulțumesc foarte mult, Valentin. O să revenim cu amănunte despre această nouă misiune în jurnalele noastre următoare. Până